Salut și pe Dan Vâlceanu, este deputat PNL și fost ministru de finanțe. Bun găsit, Dan! Salut, mâna! Noi aflăm așa, că rocada urmează să se întâmple săptămâna următoare. Parlamentarii și de la voi, de la PNL, dar și de la PSD, au fost solicitați să rămână în București. Înțelegem că a fost o întâlnire cu președintele Iohannis, mai urmează o întâlnire în weekend al liderului de coaliție și că domnul Ciucă, a mia oară, își dă din nou demisia și nici nu rămâne interimar. Acum, nu mi-e foarte clar, se respectă protocolul, chiar se întâmplă această rocadă? Da, așa cum spuneam mai devreme, ni s-a solicitat prezența săptămâna viitoare, toată săptămâna, deci probabil că la momentul la care noi discutăm acum nu e discutat încă un program pentru Parlament săptămâna viitoare, dar cel mai probabil vom avea votarea noului guvern în Parlament undeva pe miercuri-joi, maxim. Bun, rămâne protocolul oare în vigoare? Pentru că înțelegem că vor fi 18 ministere, UDMR-ul nu vrea să renunțe la mediu și dezvoltare, n-a mai ieșit nimic în spațiu public, dacă PSD-ul se mai ține de Ministerul Transporturilor sau nu? Au putut negocia, cred eu, fiind toată agenda ocupată cu greva și atunci nu s-a mai discutat despre acest lucru, dar e clar că protocolul nu va rămâne în vigoare, vor exista negocieri pe ministere, probabil și pe alte instituții și cred că singurul lucru sigur la momentul ăsta este că vom avea un alt premier, cel mai probabil Marcel Ciolacu. Domnul Ciucă înțeleg că nu va mai intra în guvern și nici Lucian Bode, dar rămâne de văzut până nu vedem concret. Nici Lucian Bode, MAI-ul nu era în protocol și nu-mi dau seama, rămâne la PNL, trece la PSD? Nu, din câte am înțeles, li s-au solicitat ca în perioada următoare să rămână la partid, să ocupe de partid, având în vedere că partidul nu e cea mai fericită perioada lui. Dar încă o dată vă spun, dacă îmi permiți, nu e bine mi să vină Ciucă și Bode la partid, adică cred că vă îngroapă mai tare sunt deja la partid. Care domnul Bode se ocupă? Da. Domnul Ciucă, da. E așa, oficial. Încă o dată, sunt doar informații absolut neverificate și până la urmă realitatea care e aproape, săptămâna viitoare ne va arăta. Oricum, vă pot spune de acum că nu-l voi vota pe Marcel Ciolacu premier cu bilele la vedere. Da? Votul meu va fi împotrivă cu bilele la vedere. Și sper ca toți colegii mei să facă același lucru, pentru că este inadmisibil ca un politician care vine și spune acum 2-3 săptămâni că liberalii au furat ca în codru, să considere că eu cel puțin pot să fiu atât de preș încât să-i dau votul după aceea să-l fac premier. Este exclus așa ceva. Deci votezi împotriva guvernului Ciolacu, care va... Clar, ar însemna că pur și simplu nu mă mai... mă desconsider singur ca politician, ca om în primul rând, după ce unul spune că ai furat ca în codru, neavând nicio dovadă, neavând niciun motiv să facă asta, și referindu-se la o perioadă în care, slavă Domnului, știți foarte bine cât de greu a fost să treci România prin perioada de pandemie, eu să mă duc după aceea și să fiu atât de cârpă să-i dau și votul să-l fac premier. Asta este o poziție a mai multor colegi din PNL, că nu doresc un guvern cu Marcel Ciolacu în frunte? Este vorba de un vot și până la urmă votul ni-l asumăm fiecare dintre noi. Eu cel puțin vorbesc pentru votul meu și vă spun că votul meu va fi împotrivă cu bilele la vedere. Este important ce ai spus legat de Ministerul Afacerilor Interne, pentru că vine un an în care urmează 5 tipuri de, sau 5 runde de alegeri, 4 sunt ele, da, dar sunt 5 cu 2 tururi de scrutin la prezidențiale și atunci e un minister cu miză, pentru că e ministerul care organizează alegerile. De aceea întrebarea era dacă el rămâne la PNL sau ar putea să treacă pe negociere la PSD. Orice e posibil. Am auzit foarte multe variante, inclusiv legate de UDMR, ce minister ar putea prelua UDMR. Am mai discutat și cu colegi din UDMR, ei spun că nu. De exemplu, ultima informație era că trebuie să cedeze ambele ministere să primească alte două, în schimb. Ei refuză să facă asta, înțeleg că nu sunt de acord cu un astfel de scenariu. Deci, tot ce auzim acum
sunt doar propuneri. Este clar că nu e o negociere terminată și de aceea vă spuneam că s-ar putea ca realitatea să arate diferit față de discuțiile pe care le avem noi în momentul de față.